Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Calendarul anului școlar 2023-2024 a fost lansat în dezbatere publică. Protopopiatul Onești, arhiepiscopul Ioachim, a distribuit pachete pentru masa bucuriei. Grav accident pe E85 în Bogdan Vodă. Calendarul anului școlar 2023-2024 a fost lansat în dezbatere publică. Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică proiectul privind structura anului școlar 2023-2024. Conform documentului, școala ar începe pe 11 septembrie, dar ar fi prelungită până pe 21 iunie. În forma actuală, proiectul prevede ca durata cursurilor să fie de 36 de săptămâni, data începerii cursurilor 11 septembrie 2023. Iar data încheierii cursurilor 21 iunie 2024. Desfășurarea programului național Școala Altfel și a programului Săptămâna Verde în perioada 11 septembrie 2023-12 aprilie 2024 la decizia unităților de învățământ. Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene a municipiului București în perioada 12 februarie 3 martie 2024. Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul de act normativ pot fi trimise la Ministerul Educației până pe data de 10 februarie 2023. Liceul Tehnologic din Onești, implicat în proiectul Împreună pentru Viitor. Potrivit informării transmise de către Liceul Tehnologic Onești, facilitarea tranziției de la gimnaziu la liceu, pachetul Educație Inclusivă de Calitate, fundamentat de reprezentanța UNICEF la nivelul județului Bacău și partenerii săi, unul dintre partenerii proiectului este Asociația Școala de Valori, care susține cursul Career Bus UNICEF, iar scopul proiectului este facilitarea tranziției din scopul învățământului gimnazial în cel liceal prin crearea unor metodologii de pregătire a cadrelor didactice cu instrumente noi pentru creșterea motivației și conștientizarea elevilor cu privire la opțiunile și orizontul lor în carieră. Primul atelier Career Bus, desfășurat la clasele de-a noua de la Liceul Tehnologic Onești, s-a derulat în data de 4 octombrie. Coordonatorii au fost profesor Damian Cristina, profesor Pleșu Ioana și profesor Suciu Ioana, care, inițial, au participat la cursul de formare Career Bus. Clasele participante au fost a noua liceu și a noua E, a noua MA, a noua TA și a noua BC. Tema întâlnirii a fost reprezentată de valorile personale, iar prin activitatea de echipă, locul în care aș vrea să trăiesc, elevii au putut observa cum valorile comune unesc oamenii și intruși infiltrați în echipe nu au nicio șansă de a produce schimbări majore. Felicitări elevilor și profesorilor! Protopopiatul Onești, arhiepiscopul Ioachim, a distribuit pachete pentru masa bucuriei. La sinaxa preoților din protopopiatul Onești, a avut loc zilele trecute la sediul protoieriei, a fost prezent înalt preasfințitul părinte Ioachim. La finalul evenimentului, înaltul ierar a vizitat cantina protoieriei și a împărțit hrană caldă nevoiașilor. După lucrările sinaxei, arhiepiscopul Bacăului și-a exprimat dorința de a se întâlni cu lucrătorii și voluntarii de la masa bucuriei, proiectul prin care protoieria oferă zilnic o masă caldă pentru aproximativ 100 de persoane. Ierarhul a vizitat și sediul cantinei, le-a oferit tuturor celor implicați câte un mic dar în bani și le-a distribuit pachete alimentare celor care au venit la cantină să primească acest ajutor. De altfel, nu este prima dată când arhiepiscopul Romanului și Bacăului le slujește celor nevoiași. În sediul protoieriei Onești este amenajată și capela Sfântul Ioan Teologul, sfințită în 2021 de părintele arhiepiscop Ioachim. Doritorii pot organiza pomeniri pentru cei adormiți, proiect care sprijină și funcționarea mesei bucuriei. Pentru că orașul Onești este sub ocrotirea Sfântului Ștefan cel Mare, proiectul Masa Bucuriei mai este cunoscut ca și Prânzul Ștefanian. Cantina sprijină cu alimente neperisabile și hrană caldă copiii și tinerii din centre. Cu binecuvântarea arhiepiscopului Ioachim al Romanului și Bacăului, slujba de pomenire a mărturisitorului Valeriu Gafencu și a tuturor martirilor din temnița penitenciar Spital Dârgocna are loc anul acesta pe 17 februarie. Valeriu Gafencu este unul din tinerii care au murit pentru Hristos luptând pentru apărarea credinței ortodoxe și a neamului românesc. Mulți îl supranumesc Sfântul Închisorilor. Tatălui Valeriu Gafencu a fost deputat în adunarea reprezentativă care a votat unirea cu România în 1990.
1918. A fost deportat în 1940 în Siberia, unde a și murit. Valeriu Gafencu a fost arestat în 1941 la doar 20 de ani, pe când era student la Facultatea de Drept din Iași. A fost condamnat la 25 de ani de muncă silnică pentru activitate legionară. După proces, ajunge la închisoarea Aiud, unde va sta până în 1948. Ultima perioadă de detenție a fost cea la închisoarea Sanatoriu Târgu Ocna, unde a fost închis din decembrie 1949 și până pe 18 februarie 1952. A contactat multiple boli în regimul dur de detenție al închisorilor. Este vorba de TBC pulmonar, osos și ganglionar și reumatism. Cu trupul acoperit de răni, Valeriu Gafencu și-a așteptat moartea cu o seninătate care i-a înmuiat până și pe gardienii de temut ai închisorii. Valeriu Gafencu și-a cunoscut dinainte ziua plecării la Domnul, în ziua de 2 februarie 1952, cu 16 zile înainte de adormirea lui. Valeriu i-a rugat pe colegii săi de suferință să-i facă rost de o lumânare și de o cămașă albă până pe 18 februarie. După 10 ani de închisoare, Valeriu Gafencu a adormit la Domnul, văzându-și dinainte plecarea. În așteptata zi de 18 februarie, la ora 14, după o îndelungată rugăciune cu ultimele puteri, Valeriu a spus: Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care îmi robește sufletul. A murit doctorul veterinar Florinel Mareș. Comunitatea în care acesta și-a desfășurat cu multă râvnă activitatea este în stare de șoc. Oamenii nu pot crede că doctorul veterinar Florinel Mareș a trecut la cele veșnice. S-a născut în comuna Urechești, Vrancea și a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară. Cunoscutul doctor veterinar Florinel Mareș și-a desfășurat mulți ani activitatea în orașul stațiune Târgu Ocna, în Pârgărești, dar și în Dofteana. Transmitem și noi condoleanțe familiei îndurerate. Grav accident pe E85 în Bogdan Vodă. Un grav accident a avut loc joi, după amiază, 26 ianuarie, în satul Bogdan Vodă, comuna Săucești. În urma impactului dintre două camioane și un autoturism a rezultat o victimă încarcerată. La fața locului s-a deplasat un asas, descarcerarea și un APIC cu un ofițer și 9 subofițeri. La fața locului a ajuns și o ambulanță SAJ. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Bacău, Ema Tereș, în urma accidentului, două persoane implicate a rezultat victima încarcerată, care a fost predată echipajului SAJ. Persoana este conștientă și a fost transportată de urgență la spital. A fost asigurată zona cu măsuri PSI. O altă victimă a refuzat transportul la spital. Sâmbătă 28 ianuarie, de la orele 12:30 la Slănic Moldova, va avea loc conferința de presă organizată de președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, și președintele Ligii Aleșilor Locale ai Partidului Mișcarea Populară, Marian Andronache. Vor fi prezenți membrii ai conducerii centrale, primari, viceprimari, consilieri locali și județeni ai Partidului Mișcarea Populară. Timp de două zile la Slănic Moldova se vor desfășura lucrările Comitetului Executiv al Ligii Aleșilor Locale ai Partidului Mișcarea Populară. Se arată în informarea de presă transmisă de PMP Bacău. Orașul stațiune Târgu Ocna s-a gătit cu un tricolor lung de peste 100 de metri pentru a sărbători unirea principatelor române. Un tricolor, a cărui lungime depășește 100 de metri, a fost desfășurat la mormântul lui Costache Negri, unul din cei mai împătimiți susținători ai unirii, ce își duce somnul de veci în cimitirul Bisericii Răducanu din Târgu Ocna. Ulterior, tricolorul a fost purtat pe brațe prin orașul stațiune Târgu Ocna, iar punctul final al itinerarului a fost piațeta orașului, unde a fost arborat în turnul clădirii primăriei. La eveniment au fost prezenți prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, președintele Consiliului Raional Gloden din Republica Moldova, Ioan Cojocari, președintele Asociației Cultul Eroilor filiala Bacău, Donos Voicu, primarul din comuna Costache Negri, Luca Ștefan, dar și mulți alți invitați din caravana Tricolorul Călător. Bună ziua, vă salut și eu în alte oficialități, precucernici părinți, dacă sunt aici, stimați prieteni și frați de România Mare. Vă salut din numele comunității glodenienilor din Republica Moldova, un raion care își are teritoriul amplasat la granița cu România, pe valea râului Prut. Faptul că suntem un popor, o națiune, este și exemplul de astăzi, când această manifestație a început pe versurile lui Nicolae Dabija și muzica lui Iure Sadovnic, doi basarabeni, doi moldoveni din Moldova, de peste Prut. Pentru noi moldovenii sau pentru moldovenii de peste Prut, vreau să vă spun că
adevărul Unirii din 1859 despre tot ceea ce s-a întâmplat atunci a fost cunoscut de noi cu ceva timp în urmă. Deoarece până nu de mult, până la independența Republicii Moldova, pe Prut era un gard de sârmă ghimpată. Și părinților mei, fraților mei, vecinilor mei, prietenilor mei, mi se spuneau că peste Prut ne sunt dușmani. Cu părere de rău sau și totodată cu părere de bine, în anul 2011, această sârmă ghimpată a fost scoasă de la această graniță simbolică. Ori un mare poet basarabian trecut în neființă, Grigore Vieru, spunea că Republica Moldova este un copil sau Moldova este un copil înfășurat în sârmă ghimpată. Și vreau să mulțumesc domnului primar Ciubotaru, domnului Panfil, vicepreședinte a Consiliului Județean, pentru oportunitatea de a fi astăzi alături de dumneavoastră la această sărbătoare frumoasă și cu însemnătate pentru românii de pretutindeni. Ori tot Grigore Vieru spunea că dacă visul unora a fost să ajungă în cosmos, visul meu este să trec Prutul. Și nimic nu ne poate despărți ca națiune, ca popor. Chiar dacă basarabenii sau moldovenii de peste Prut, pe parcursul ultimilor 70-80 de ani, au trecut prin trei valuri de deportări, prin foamete organizate, prin bisericile închise și prin multe alte atrocități a sistemului comunist, noi am rămas alături de patria mamă, de frații noștri români, din motiv că ce este aici și aici nimeni nu-ți poate lua. Și totodată, așa cum o fac de fiecare dată când am ocazia, când am în fața mea o mână de cetățeni ai României, mulțumesc din partea cetățenilor Republicii Moldova pentru ajutorul frățesc și absolut dezinteresat pe care îl face poporul român, dumneavoastră, stimați contribuabili, pentru cetățenii din Republica Moldova. Și aici mă refer la cele peste 1000 de grădinițe reparate, câteva sute de școli, câteva spitale, investiții în infrastructură și, cel mai important, investiții în cultură și valori. Și vreau să vă spun că tot acest ajutor este absolut dezinteresat și este încă o dovadă că noi suntem frați și frați vom rămâne pe vecie. La mulți ani românilor de pretutindeni, la mulți ani România Mare! Mulțumesc, domnule președinte Cojocariu! Vă așteptăm oricând, pentru că ușile noastre sunt deschise și aici, la Târgu Ocnea, să vă simțiți ca acasă și întotdeauna acasă. Ceea ce spunea frumosul tânăr, că la începutul Costache Gri, domeniul lui său a fost în județul Galați, la Mânjina. Iată aici, avem un prieten, un oaspede, domnul primar al localității Costache Gri, deși are dânsul pregătiri importante mâine, pentru că și acolo se va întâmpla un eveniment deosebit. Iată că a rupt puțin din timpul său și a ajuns astăzi la Târgu Ocna, împreună cu o delegație și eu vreau să vă spun, nu pot să spun decât că îi mulțumesc. Domnule Ștefan. Mulțumesc, domnul primar. Distinși invitați, distinși oameni prezenți în sală, oameni de suflet, astăzi am răspuns cu toată plăcerea și cu toată deschiderea invitației domnului primar Ciubotaru Cristian de a fi prezent la acest eveniment. Vreau să vă spun că înainte de a urca pe scenă, mi se transmitea, domnul primar, să transmiteți un mesaj scurt. Vreau să vă spun că m-a ajutat cineva să fie un mesaj și mai scurt. Acest copil minunat care a vorbit despre ce a însemnat mare de patriot Costache Negri, eu pot să vă spun doar că avem o mândrie constructivă că localitatea Costache Negri, deci îi poartă numele până în anul 1908, s-a numit Mânjina, de aici și întâlnirile de la Mânjina. Casa memorială între timp a devenit muzeu și a fost deschisă începând cu anul 1968.
vizitatorilor, iar ceea ce pot să vă spun este că din tot efortul pe care îl facem, din tot ceea ce se întâmplă la Costache Negri, încercăm, mai avem multe până vom reuși, să fim demn urmași ai marelui patriot și pașoptist Costache Negri. M-a marcat un lucru în toate întâlnirile pe care le aveau de ziua localității, pe 21 mai de Constantin și Elena, spuneau că pun țara la cale și mai mult decât atât, deși era mult mai tânăr decât ceilalți fruntași pașoptiși care se întâlneau acolo, s-adresau către Costache Negri cu formula Moș Costache sau chiar un cheșu. Asta denota o mare capacitate a lui, o mare maturitate de a înțelege lucrurile și de a fi pionul principal pentru a pune la umăr, îmi cer scuze, am emoții, nu reușesc să le stăpânesc, de a realiza ceea ce noi am numit, sau e numit în istorie, ca unirea cea mică, așa cum o spunea și domnul prefect, noi o apreciem ca unirea cea mare, pentru că a fost un pas extrem de important pentru ce am însemnat ulterior unirea de la 1 decembrie 1918. Vă mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate! Anul 2022 a fost un an greu din toate punctele de vedere pentru administrația publică locală a comunei Gura Văii. În cadrul emisiunii 24 de ore de la Acum TV, primarul Silviu Tinei a detaliat despre problemele cu care s-a confruntat pe tot parcursul anului 2022, dar și ce măsuri a fost nevoit să ia. Deci a fost un efort maxim din partea noastră ca administrație pentru a putea să ne redresăm în primul rând financiar. În clipa în care pe certificatul fiscal, fie și pentru o primărie, apar cu datorii, nu ești eligibil la niciun proiect finanțat din fonduri europene. Lucrul ăsta trebuie să fie clar. E buletinul tău de a te prezenta în fața instituțiilor care primesc cereri pentru programe europene, dar când te-ai dus cu buletinul, cu ghilimele de rigoare, pătat de o datorie, cum era în cazul nostru, către Ministerul Dezvoltării, puteam să lucrez 1000 de proiecte, eu nu eram eligibil din cauza datoriilor. Deci s-a pierdut un an de zile pentru a ieși pe zero, să putem să mergem mai departe, să obținem finanțări nerambursabile. Asta e primul lucru. În anul 2020, nu este vina administrației pe care o conduc, în comuna Gura Văii există 6 sate componente. Doar unul din cele 6 sate avea alimentare cu apă potabilă. Doar unul, repet. 0 km de drumuri comunale asfaltate. Nici un metru de canalizare. Nu mai vorbim de restul infrastructurii edilitare, de iluminatul public, de baze sportive, de clădirile administrative lăsate în paragină. Realitatea anului 2020, cred că doar eu mai țin minte, pentru că, știți, lucrurile rele tind să se uite... Se uită odată cu trecutul. Odată cu evoluția în timp, dar din păcate și cele bune se uită un pic mai repede decât cele rele. Am observat că mulți din locuitorii comunei Gura Văii au uitat starea în care se afla drumul județean în anul 2020, atunci când am preluat mandatul și la un interval foarte, foarte scurt de timp l-am avut asfaltat în integralitate. Este un obiectiv de la care pleci ca dezvoltare. Dacă nu ai drumul principal, coloana, artera comunei, nu ai asfaltată, nu mai poți vorbi de nicio dezvoltare, să fim cât se poate deschiși și realiști. De acolo a plecat dezvoltarea comunei, cu reabilitarea drumului județean 119, făcut de Consiliul Județean într-un timp record. Aici trebuie să recunoaștem că ați avut parteneri de nădejde. Da. Că dacă n-ar fi fost domniile lor, acum nu vrem să-i lăudăm ca la început de an, dar trebuie să fim realiști. Dacă nu erau cererea Consiliului Județean, probabil că lucrurile n-ar fi fost rost nici la această oră. Oricât de minunată ați fi fost noastră și comuna. Eu chiar nu neapărat că vreau să-i laud, eu vreau să îmi reafirm încă o dată poziția de mulțumire și recunoștință pentru faptul că la nivelul județului Bacău am găsit o echipă extrem de dornică de a ajuta comuna Gura Văii în dezvoltare. Ei o sinceritate în a ne ajuta, pentru că noi avem multe lacune, de la lacune bugetare până la lacune în aparat de specialitate. Atunci când
în cadrul primăriei nu găsesc resurse. Eu sunt primul care mă duc la Consiliul Județean și aparat de specialitate de acolo vine deschis și mă învață cum trebuie să fac, cum trebuie să procedez în anumite cazuri unde poate nici eu nu am soluții. Acum, dacă e să facem așa, am zis că facem un bilanț al lui 2022 și vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți mulțumit de cum a evoluat anul 2022? Au fost, nu mă refer neapărat la evenimentele legate de promovare și aceea, practic, e o investiție pe termen lung în ceea ce privește buna dezvoltare a comunității. Mă refer la proiectele care ați reușit să le faceți, adică au fost toate care le aveți acolo pe o listă, cu siguranță sunt pe o listă și aveți bifate, nebifate, făcut, dedus la bun sfârșit, de implementat, de tăcă. Eu îmi închei anul 2022 extrem, extrem de mulțumit pentru realizările pe care le-am avut în condițiile pe care le-am avut. Aici trebuie să coroborăm și condițiile pe care le-am avut și ceea ce ne-am dorit să facem. Am început cu începutul, cu geneza. Am început cu apă, cu alimentare cu apă, în celelalte 5 din 6 sate componente. Nu poți să investești doar într-un sat pentru că e reședință de comună și pe restul să le excluzi de la dezvoltare pe considerente de număr de voturi sau știu eu, pe populație. Deci, sau pe popularitatea primarului. De ce nu spunem? Adică, domnule, nu m-a votat Cutărescu și cu respectivii din satul Cutărică. Nu pot să merg pe premisa asta. Am ieșit primar pentru toți cetățenii comunei Goravăi, care m-au votat, care nu m-au votat, deși numărul de voturi a fost consistent și am cam câștigat în toate satele. Nu merg pe ideea bine, asta. Bine, nu e cazul dumneavoastră. Eu încerc să aduc din urmă și discrepanța între celelalte sate și satul reședință. Dacă Goravăi sat beneficiază de apă din 2017, de exemplu Dumbrava, Temelia, Capăta, Păltinata și Motocești, acum văd rețeaua cum se trage. Eu nu vreau să arunc în față că un sat. Vreți să fiți un părinte pentru toți. Exact. Dacă am 6 copii, eu încerc să fiu egal în dezvoltare cu toți cei 6, fără a ține cont că unul e mai frumos, unul e mai urât, unul e mai deștept sau mai puțin deștept. Eu încerc să-i aduc pe toți la același nivel, pentru că știu că având dezvoltare în toate cele 6 sate, vorbim de o dezvoltare uniformă. Nu cu discrepanțe între satul reședință de comună și alt sat lăsat, știu eu, de izbeliște sau paragină. Astfel mi-am gândit mandatul, am început prin a aduce apă în cele 5 din 6 sate pentru a asigura, știu eu, dreptul fundamental la apă. Nu știu dacă știți, dar dreptul la apă a căpătat o valoare de drept fundamental al omului. Așa este. Conform directivelor Uniunii Europene, până în 2020, cam orice cetățean al României trebuia să aibă acces la apă potabilă. Eu am dat drumul la acest proiect, un proiect foarte greu, un proiect lăsat de fosta administrație într-un abandon total, cu firme în insolvență, încă ne judecăm la București, suntem la masa credală, cu o lucrare executată în bătaie de joc, ăsta este adevărul, și care ne-a lăsat cheltuieli neeligibile, adică nu vor mai fi suportate de nici un minister, de nicio altă instituție a statului, de 22 de miliarde lei vechi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 28 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, sunt șanse de nisoare, mercurul în termometre nu trece de minus 1 grad Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 4 grade Celsius. Duminică, 29 ianuarie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre nu trece de minus 1 grad Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 10, minus 11 grade Celsius. Luni, 30 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre nu depășește valoarea de 0 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 4 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.